alt arătător și bine am găsit, bă, fraților, la un episod din FIFA 2018 și înainte să începem, nu uitați să apăsați voi butonul de like, să strângem cât mai multe, să vedem cât de apreciată va fi această serie și cât apreciată este, pentru că am mai postat un episod, dar n-a fost chiar așa apreciat și am zis, bă, hai mă să mai facem unul, poate, din cauza că am pierdut, n-a fost așa apreciat, așa că azi jucăm cu Barcelona contra echipei Juventus. Hai să... Să fac și eu o șmecherie aici. Dați-mi 2 secunde. Să bag... Să bag controllerul. Op. Foarte bine și imediat începem și meciul. Și trebuie să fac și echipa un pic. Bun. Team management. Bun, îl punem pe Messi în centru și jucăm cu Paco Alcácer în locul lui De Olofeu. Și cam asta e. Bun. Hai să facem și formația repede. 4-5-1 atac. Bă, eu zic că am mai învățat ceva de data trecută. E mai nașpa pentru că filmez singur, știi? Dacă mai filmam cineva, era mult, mult mai ok. Profesional. Vreau un stadion așa mai fain, ăsta. Hai că-l las pe ăsta. Suntem și noi un play match. Bun, acum că am făcut și echipa, hai să vedem ce putem face și sper să câștigăm, să nu ne mai luăm bătaia așa nașpa cum ne-am luat data trecută. Bun, am avut aici un mic frame drum, da, așa e la început. Am văzut că și pe PS4 și pe Xbox e aceeași treabă. Bă, voi nu cred că auziți nimic, stai să dai un pic mai tare. Bun. Hai să începem și noi să jucăm. Bun. Hai mă. Hai că ne-am dus bine pe contraatac. Bă, dar nu-mi place mie ceva aici. Asta e un pic. Settings. Game settings. Tail broadcast. Da, sunt puse. Așa, cred că aia mai trebuia pusă. Că eu acum filmez episodul ăsta după un episod de Car Mechanic Simulator și cam brusc trecere așa. Având în vedere că acolo eram cu reparatul. Aici și-am trecut direct la fotbal. Hai că aici au avut o șansă super mare să dea gol. Bun. Ia să vedem. Dacă cei de la Juventus s-au intrat tare în noi. Dybala face scheme cu noi aici. Cine este? Umtiti? Higuain ratează din nou. Băi, eu am mai niște cereale lângă mine, dacă mai auzi cum mănânc așa. Din când în când, sper să nu vă deranjeze. Hai. Doi. Bun. Hai cu piche. Și eu m-am dat pe profesional așa ca băieții. Trebuia să mai cobor și un pic. Și în meciul trecut am făcut la fel, Dana. Nu prea reușesc să ies din jumatea mea. Și asta e un pic nasol, dar ne surcăm, nu-i problemă. Fuck. Oricum, în meciul ăsta, eu zic că nu o să mi-e mai autar așa. Hai. Wow, ce bine a apărat Piqué acolo mingea. Cu umărul cred că a apărat-o, nu? Ia. Da, cu umărul. A fost aproape de hands. Wow, asta a fost. Chiar a fost aproape asta.
Și tot Higuain. 3 șuturi a făcut Higuain până acum. Ia. Ăștia bat mult încolo. Chiellini, bă, dar au intrat foarte, foarte tare în ăștia. Și trebuie să facem ceva. Bun, ia să vedem. Dacă pasez un pic aici. Pasez aici aproape, știi? Și încerc să construiesc eu fazele frumos. Da, hai că am construit-o până a rupt-o. Bun, cei de la Juve au intrat din nou tare noi, dar din fericire suntem pe val. Bă, da, sunt prea buni ăștia, nu știu care e. Juventus întotdeauna a fost o echipă bună, știi? Oricum, să nu vă așteptați să joc eu super bine, pentru că nu sunt cel mai mare jucător de FIFA, dar na, descurcăm. Wow, și din nou aici Piqué. Hai. Ah, dar acolo cred că dacă l-atingeam era fault, ăla. Pentru că îl luam din spate. Umtiti, hai cu Umtiti, hai. Hai, tati, hai. Cei de la Juventus sunt destul de nașpa la șuturi azi. Nu prea l-au tras pe poartă. Oricum, e în avantajul nostru chestia asta. Hai, Ter Stegen, dai. Dai, bossule, cât poți tu de tare? Numai atât poți. Problema mai mare e că nu prea am ieșit din jumatea noastră. Trebuie să creez fazele mai calme. Asta cred că e offside, da, offside. Uite ce bine ai făcut Suarez. Unii jucători nu sunt făcuți chiar așa bine, dar nu mulți. Bă, sper că nu vă deranjează cum mănânc și eu. Un pic. Trebuie să mă hrănesc. Ce scheme fac băieții aici? Mandzukic. Wow, stai un pic, stai așa, frate meu, că nu prea e bine aici. Oh my fucking god, ce ratare au cei de la Juventus din nou. Băi, au multe șuturi și cam toate sunt ratate. Iar noi cred că o să avem un șut și bun. Stai așa un pic, stai. O gândim, încet. Ușor. Trebuie să-i alergăm un pic pe băieți. Dar nu prea am eu cu cine să deschid jocul. A, și din nou aici, cei de la Juventus ne-au luat minge. Să cine? Hai, Busquets, hai. Hai, tati, hai. Hai că poți. Mi-e teamă de Dybala, să nu cumva să facă vreo schemă de așa. Wow, și Neymar e pe fază. Hai. Hai, boșilor. Wow, ce pasă bună aici, ce pasă bună înaintată, hai. Hai. Și un șut pe poartă, un șut și din păcate, sau din fericire, am obținut și noi ceva. Vedem acolo pe Buffon în poartă. Bă, nu prea era un șut pentru gol ăla. Da, am încercat. Ia. Băi, am vrut să bat la colțul scurt aici, dar am bătut-o mai în centru din greșeală. Nu prea a fost bine asta. Wow, îți mulțumesc foarte mult. Oare cine a fost ăla? Wow. Fuck! Am vrut să mă întorc acolo, dar n-am reușit. Hai din nou cu o fază. Higuain și Higuain a avut un șut. Aici din nou greșeala mea și Higuain din nou a avut un șut, dar ratat. Apără foarte, foarte bine Ter Stegen, este în formă maximă azi. Bravo, Umtiti.
Și tu ești în formă maximă. Și din fericire este pauză. Și zic asta pentru că e 0-0 la 0 la pauză și eu zic că e un scor destul de bun. Deși este clar că ei ne-au condus, știi? Da, na. Bă, dar Messi, mă, bă, ce caută, mă? Messi, mă, trebuia acolo. Cu Messi trebuia ăla schimbat. Asta e sută. Oare să-l bag pe Deulofeu? 79-82. Hai, mă, să-l bag pe Deulofeu. În locul lui Paco Alcácer. Să fie acolo formația mișto. Bun, hai că... Cred că am făcut două schimbări deja. Nu? Hai că trebuie să iasă mingea în out și cred că o să se schimbe. Sau deja s-au schimbat, habar n-am, nu știu. Bun, hai să vedem ce facem în repriza asta acum. Wow! Hai aici, să nu-mi ia fața! Hai, că s-a cam urcat pe mine, e fault clar ăla. Ce schemă a făcut ăla? Ești nebun? Cine e ăsta? Ia. Cine e ăla, mă? Iniesta? Oh my god. Hai să o bat mai încolo. Aoleu, ce prost am bătut-o. Hai și cu fundașii mei, și cu fundașii mei, hai, unde-s fundașii? Acolo i-am dat așa la intimidare cu piche. Am zis, hai mă, poate... Wow. Oh my god, cât de aproape a fost aia de gol. Foarte, foarte aproape de gol. Ia să văd eu, dacă... A pornit asta aici. Da, 12 minute. E ok, e în regulă. Hai că schimbă și ei, l-au scos pe Diego Costa. Nu știu dacă au avut chiar o alegere foarte bună, dar nu. Având în vedere că n-au dat niciun gol, cred că au început să facă și ei schimbări. Hai, orice minge este în careu, dăm în față. Hai cu Messi, hai cu Messi. Hai, că a fost fault ăla. Mi-a dat peste picioare. Dybala! Șut pe poartă, dar este pe lângă, din fericire. Am văzut că nu multora dintre voi le place FIFA. Da, na, dacă mie îmi place, până la urmă, jucăm. Hai, Umtiti, nu pătura lui Umtiti, boss. N-ai mă ce să-i faci lui țiganul ăsta, nu că aș fi rasist acum sau ceva, dar... N-ai, chiar n-ai ce să-i faci. Penalti, nu cred. Penalti. Dar nu înțeleg ce am făcut. Ok. Arda Turan. Hai mă să-l bag pe ăla. Ah, da, l-am luat. Dybala. Oh. Și este un șut apărat aici. Foarte bine. Prima dată am vrut să mă duc pe stânga. Dar mai bine că nu m-am dus. Cred că o să ia revanșa Dybala aici. Sau nu, pentru că este corner. Oare cine a deviat minge? Este... Nu, intră Matuidi și este Pjanić. Ok. E o schimbare decentă. Higuain... Higuain a avut ceva șuturi. Wow, hai cu Umtiti, hai! Fuck, bă, dar am făcut mă fake shot acolo. A fost ok fake shot-ul ăla. Hai că am construit aici o fază foarte bună. M-am dus prea mult, prea mult, prea mult. Oh my god.
Aici un șut blocat din nou. Oh my god. Greu, greu match. Hai, cine e asta? Piqué. Hai Piqué, aleargă. Nu prea mai are forță Piqué. Și vit. Oh, leu. Hai Piqué, nu din nou. Hai că a avut un șut destul de slab. Cei de la Juventus. Bă, dar nu prea mai joacă așa, cine știe ce. Wow, aici o pasă foarte bună. Hai cu pasa aia, hai cu pasa aia. Hai cu pasa aia. Mai repede dacă se poate. Aici din nou au prins iar un contraatac bun și ar putea să-mi dea gol acum. Da, Cuadrado au gol. Pe final de meci acum. Ok, este Sergio Roberto. Pe final de meci acum mi-a dat gol. Nu mi-a ieșit fake shot acolo. Am să fac fake shot să-l întorc fără, da. Nu mi-a ieșit. S-a încurcat în minge. Bă, da, un match, mă, nu pot să câștig, mă. Cred că data viitoare o să... O să-l dau puțin mai pe medium ăla. M-am dus eu ca prostul pe... Ca prosovanul pe profesional și n-a fost o idee foarte bună. N-am dat-o eu, el a dat-o foarte bine. Nu acolo. Nu, mă ghicesc ăștia oricum, oriunde mă duc mă ghicesc. N-am cum. Hai că aici că pasă. Și cred că o să fie din nou gol. No, Dybala ratează. Are o ratare foarte mare Dybala. Uite, Dybala e unul din jucătorii care nu-i făcut chiar așa bine, care nu-i detaliat, care așa mult. Bun. Wow, ce intervenție. Hai cu Iniesta, hai Iniesta. Bă, am bătrânit mă săracul de el, într-adevăr. A jucat el ce a jucat. Da, cam am îmbătrânit. Da, și din păcate cei de la Juventus s-au câștigat. Bă, fraților, eu sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și ne vedem episodul următor. Pa, pa!